ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Eveniment de suflet la Asociația Pro Basarabia și Bucovina. În lumina culturii, opera lui Angel Salini la Târgu Ocna. Hramul bisericii din cartierul catolic al Oneștiului. Eveniment de suflet organizat de Asociația Pro Basarabia și Bucovina. Pentru a sărbători momentul mult așteptat până în 1918, acela al unirii Bucovinei cu țara mamă, Asociația Pro Basarabia și Bucovina din Onești a organizat un eveniment la care au fost prezenți invitați de marcă de pe Valea Trotușului, dar și de pe Valea Cașinului, alături de oaspeți de suflet din Ucraina. Alături de mine stăreți doamna Elena Andriș, fostul primar al comunei Mahala, un patriot adevărat, un om care a ținut vie flacăra românismului în Ucraina. Vă rog frumos să o aplaudăm. Așa, iar mai departe să vă rog să... Doamna Natale. Natale Mihalcan. Mariana Grigorciuc. Elena Lanti. Stella Tuc. Și doamna Adriana Enache, primarul comunei Mănăstirea Cașin, care aveți invitația și bine ați venit la noi. Vă rog să mă luați. Așa. Și care mi-a făcut o surpriză și o bucurie. Le-am lăsat fără cuvinte, pentru că au invitat-o, au reușit să iasă din Ucraina aceste două, 4-5 doamne minunate. Să mă iertați și am nevoie de aplauze din asta. Doamna Adriana Enache, mă înclin și vă mulțumesc pentru minunatul care a venit astăzi nouă românilor de aici. Da. De românilor din România. Vă aștept și acasă la Mănăstirea Cașin să cunoașteți și comuna de care vin eu. Sunteți îmbrăcați așa de frumos, încât ne-ați vin toți din sală, am rămas înnorbulit când v-am văzut atât de frumos îmbrăcați. Și să știți că și la Mănăstirea Cașin avem un port popular extraordinar de frumos. Și vă invităm la anul să-l vedem acasă. Hai, la noi. Lângă soră, nu? Că așa s-ar zice, că suntem neamă. Domnul Soroiu, este primul frate. Este primul frate găsit aici, în comuna Cașin. Vă mulțumesc frumos. Pentru mine rămâne domnul primar. I-am găsit frații. Da. Așa. O să mai invit pe cineva alături de mine. Dacă tot așa e un moment emoționant, este vorba de domnul Ștefan Șilochi, alături de care am fost în Mahala și am depus împreună o coroană de flori la monumentul Aniței Nandiș. Au răspuns prezent la eveniment generalul de 4 stele Vasile Jenică Apostol, subprefectul județului Bacău Narcis Jitaru, primarul comunei Mănăstirea Cașin Adriana Enache, primarul orașului stațiune Târgu Ocna Cristian Ciubotaru, dar și fostul primar al Târgu Ocnei Ștefan Șilochi, avocații Elena Pașcoa Povăloaie și Nicolae Enache, Daniel Soroiu. În mandatul său de primar a făcut posibilă înfrățirea dintre comunele Mahala din Ucraina și comuna Cașin din România. Constantin Dudose, inițiatorul unor evenimente culturale de anvergură, precum cel de renodare a tradițiilor de stămărie la Cașin, gemenele Elena și Teodora Tudose, inițiatoarele unui ziar local adresat copiilor, intitulat Vocea Copiilor, dar și profesorul Vasile Puiu. Sunt bucuros să particip la un asemenea eveniment. Doamna Dana știe foarte bine că trebuia să fiu în București și am venit mai repede, special pentru a participa la acest eveniment. Am venit din două motive. Unu, sărbătoarea pe care astăzi o parcurgem și al doilea pentru dumneavoastră, cei care sunteți prezenți aici. Acestea fiind spuse, aș vrea să subliniez faptul că încerc să dau tonul la niște dezbateri care să nu fie în șabloane neapărat,
Eu am ceva notat, așa fac mereu, dar cred că e mai bine să vorbim fiecare liber și deschis, să spunem absolut ceea ce gândim în momentul respectiv, chiar dacă riscăm să fim criticați pentru unele inadvertențe, pentru unele sincope, dar ne asumăm acest risc și mi se pare corect așa. Și de aceea voi proceda așa. Desigur, toți românii, de bună credință, și nu numai cei din România, ci și cei din afara granițelor țării, care își iubesc neamul și țara, știu că astăzi se împlinesc 105 ani de la unul dintre cele mai importante evenimente din istoria poporului român, din istoria neamului românesc, și am zis neamului românesc pentru că românii, cum au fost ei vitregiți mereu, niciodată n-au reușit să trăiască toți în granițele naturale ale unui singur stat. Având în vedere faptul că sunt un adept al celor care nu delimitează neapărat anumite evenimente istorice, prezentându-le doar în, să zic așa, în unicitatea lor, aș vrea să subliniez faptul că și unirea Bucovinei cu patria mamă, România, nu poate fi separată de toate celelalte situații și contextul și situația în care s-a produs acest fenomen. Despre puntea stabilită de copiii din România cu cei din Ucraina au vorbit Teodora și Elena Tudose. Ce vreau să spun? La momentul când am început să facem ziarul, cred că războiul a început să cam de... Câteva luni. Cam de două luni, Monico. Mulțumim frumos, corect. Mulțumim pentru că ne-ați suflat, sunteți un bun suflăr. Și a fost greu pentru tine, și, da? Era o zi de școală. Dar de ce? Haideți să începem altfel. Voi ați vizitat Cernăuțiu. Da. Ați fost la Mahala. Da. Ați fost la doamna primar acasă. Ați văzut, da? Da. V-ați întâlnit și cu copiii ucrainieni, da? Și cum vi s-au părut? Sunt ei altfel decât noi? Nu, sunt la fel. La fel de treabă, vorbim aceeași limbă, nu? Sunt ok. Și tu ai simțit nevoia să scrie, Elena. Când a început războiul, ai simțit nevoia să-ți aștepți toate gândurile pe o hârtie. Și a apărut în acest articol. În schimb, tu știu că ai avut niște griji mai mari. Ea și-a comunicat sentimentele. Dar tu ce griji ai avut când a început războiul? De când a început războiul, făgam mereu cu părinții și cu bunicii mei să-i spune doamnei în Andriș dacă că putem să-i oferim cazare, mâncare, alimente și bani, orice are nevoie. Și nu numai din noi, probabil și la da. Cei care vin de acolo, din acea zonă. Adică v-ați deschis inima și casa părinților, a bunicilor, nu? Ca să-i primiți. Subprefectul județului Bacău, Narcis Jitaru, a salutat evenimentul, dar a vorbit și despre patriotism și patrioți. În primul rând, mulțumesc pentru invitație la acest deosebit moment al acestei zile. Mărturisesc că am mai venit de la un eveniment organizat la Bacău, tot cu ocazia zilei de 1 decembrie, vorbim de Ziua Națională, și mă gândeam pe drum ce aș putea să vorbesc la această reuniune atât de, să spunem, de suflet. E greu, eu nu pot să trăiesc sentimentele pe care le trăiți dumneavoastră, cei din Cernăuți, și nici cei care vă împărtășesc îndeaproape istoricul pe care l-ați avut împreună, cu colegii primari sau frați, surori, cu domnul Sanovski sau cu cei care conduc asociația astăzi. În schimb, aș vrea să vă spun două cuvinte despre ceea ce și la dumneavoastră, dar și la noi, trebuie să discutăm mai des, despre patriotism. Pentru că să-ți iubești țara înseamnă totul. Alții nu înțeleg acest lucru. Și vă aduc aminte, de fapt nu vă aduc aminte, vă spun un lucru cert pe care am trăit eu când eram în clasa a șaptea. Profesorul de istorie, profesoara de istorie ne-a dat o temă, bine, ne-a anunțat tema, adică în sensul să venim cu croane colorate la noi. Și în clasa a șaptea îți desenăm ce e asta. Și suntem prea mari. Mititei așa ca domnișoara ar trebui să desenăm. Că veniți voi cu croane colorate, că vă spun despre ce este vorba. Și ne-a pus să desenăm, să pictăm, să colorăm un drapel al României pe foaie și un simbol tradițional, o floare, ce se poartă pe straiere populare, așa cum poartă și doamnele de astăzi. S-au chimit acolo, care au talent, care nu au talent, într-un final, doamna profesoară a trecut pe la fiecare să vadă ce face. A fost
N-a fost mulțumită deloc. Păi, fraților, și a avut așa o supărare răgnită, foarte tare. Voi nu sunteți patrioți. Ce o fi patrioza în clasa a șaptea, nu prea înțelegeam mare lucru. Nu se vorbește ca astăzi despre patriotism. Când eram eu, nu se vorbea așa. Nici straile nu se poartă acolo. Nu se poartă astăzi. Și noi n-am înțeles de pe ce este poartă. În schimb, dânsa ne-a adresat niște întrebări care sunt valabile mai mult decât oricând astăzi, pentru orice popor. Și al nostru, și al dumneavoastră, și al celor care vă atac, să spun, al rușinii. Oare suntem în stare să colorăm propria noastră țară cu fapte bune, cu lucruri bune? Oare... Și aici o luăm așa, pe fiecare sector în parte, oare... Profesorii mai sunt în stare să formeze copiii pentru viitor mai bun? Oare preoții mai sunt în stare astăzi să pregătească mântuirea credincioșilor lor? Despre situația existentă la această oră în Ucraina, dar și despre dificultățile cu care se confruntă populația, a vorbit fostul primar al comunei Mahala din Ucraina, Elena Nandriș. Chiar mi-era dor. Și am venit cu fetele noastre, colectivul nostru, nu cu toate, cu o mașină cu noi. Suntem mai mulți o leacă. Copiii, am sub 80 de copii care vin la Căminul Cultural. Într-adevăr, cum am spus, știut, am fost 15 ani primar și mai mult am renunțat la post, nu am candidat și am rămas cu creț mai departe în primărie. Răspunde cultură, sport și relații internaționale. Deci înfrățirile le duc eu mai departe cum le-am și dus. Am înțeles că puneți ceva la cale. Sau ne gândim. Da, Doamne, da. Suntem veniți azi la invitația noastră și ascultând vorbitorile acum, credeți-ne... Nu, mai bine alt încep, după ce continuu mai departe. De la bun început vreau să mă mulțumesc vouă, acelor mici îngerași care sunt aici, tuturor celor care ne-au cunoscut și ne cunosc, de care suntem prieteni și suntem înfrățiți, pentru susținerea și ajutorul nostru, a Ucrainei, a Bucovinei de Nord, a noastră, a românilor de dincolo, pentru că să putem ajuta pe Ucrainei. Chiar din primele noi ne-am trezit, noi nu știam că este război, nici la noi Cernăuțul nu a fost atins de bombe, de bombardament, dar telefoanele, am două telefoane, după cum știi, și ambele nu reușeam să răspundă. Veniți, ușile, casele sunt deschise. La urmă se răspunde, doamnă. Casele sunt deschise, răspundeam la care, puteam la care, până la un moment dat a venit întrebarea ce să facem și noi aici și care sunt acolo, să pleacă, sunt copii. Eu am trăit, știți cum, ne-am trăit rai, ne-am mâncat malaiu, dar sunt copii care vrem să trăiască, pur și simplu. Nu știm la ce ajunge. Și până la urmă și eu am hotărât, și băietul, și majoritatea din sat, am hotărât unul. Nu merge nicăieri. Aici suntem, acolo sunt căsuțele noastre. Acolo sunt moșii strămoșii noștri. Miercuri 29 noiembrie, la Centrul de Cultură Ion Talianu din Târgu Ocna, a avut loc vernisajul expoziției fotodocumentară Opera Mare lui inginer Angel Salini, în lumina culturii opera lui Angel Salini, valori și modele naționale în educația românească. În deschiderea evenimentului, primarul orașului Stațiune Târgu Ocna, Cristian Aurelian Ciupotaru, a mulțumit invitațiilor de marcă care au venit la eveniment. Într-un timp foarte scurt, am reușit să producem un eveniment cu emoție, cu istorie, cu inginerie, cu frumos, cu artă, cu oameni care au scris istorie, care au creat istorie. Iată că a făcut bunul Dumnezeu ca Târgu Ocna să fie așezată lângă localitățile de valoare a României și la evenimentul nostru de astăzi, mă bucur că suntem prezenți atât de mulți, chiar dacă este o zi de lucru și e precedenta unui weekend puțin prelungit cu mari sărbători naționale și religioase, dar avem un eveniment care se numește În lumina culturii, opera lui Angel Salini.
Știm cu toții că acest mare om al României, acest inginer, a construit lucruri durabile, lucruri care au rămas în timp și pe noi ne emoționează, dar cred că totodată ne responsabilizează, pentru că acest om a lăsat mărturii și la Târgu Ocna. Și o să vedem în prezentarea de astăzi că lucruri care au fost inventate de mintea și de gândul și de desenele pe care le-a propus, au lăsat mărturii alături de alte localități mari din Târgu Ocna, ceea ce ne onorează pe noi. Avem oaspeți distinși astăzi de cele mai din instituțiile României și aici am plăcerea să-l salut pe domnul ministru secretar de stat, domnul Gabriel Bunduc din Ministerul Transporturilor. Bine ați venit la noi! Avem aici creatoarea acestui eveniment, doamna prioteasa Cornelia, inițiatoarea unui proiect alături de alți oameni dragi. Bine ați venit la noi! Avem aici invitat pe domnul director și partener în acest proiect, domnul director al Muzeului CFR din București. Bine ați venit, domnule director! Cornelia Prioteasă, inițiatoarea evenimentului În lumina culturii, opera lui Angel Salini, Valori și modele naționale în educația românească, a vorbit despre traseul expoziției și coincidențele deloc întâmplătoare care s-au petrecut. Proiectul nu este întâmplător și mă adresez și dumneavoastră elevilor și tuturor care au avut în viață situații de genul ce coincidență. Din experiența acestui eveniment vreau să vă spun că nimic nu e întâmplător. Când este să fii pe calea cea bună, se spune că Dumnezeu îți dă semne. Trebuie doar să fii atent. O reclamă, orice, poate fi un semn, un mesaj că ești pe drumul cel bun. Acum 2 ani ne-am dorit foarte mult ca asociație nou înființată să facem și noi un prim proiect pe fonduri europene și era Ziua Culturii. Am lucrat în seara aceea până la 12 noaptea, erau niște condiții de a te înscrie cu proiectul. Colega cu care lucram era de la Iași, eu eram din București și la 12 noaptea, fără 4 minute, am fost foarte mândră că am transmis proiectul. A doua zi am constatat că proiectul nostru nu a trecut. De ce? Că nu trimisesem un document. Și atunci am spus, nu putem să ne oprim pentru că avem un grafic, dar ce ne facem? Pentru că suma de care aveam nevoie era destul de mare. N-am gândit și am spus așa, am zis în lumina culturii opera lui Angel Salini, pentru că la acel moment am zis, o să mergem și noi la fiecare obiectiv realizat de Angel Salini și aprindem un reflector în seara aceea de lumina, de Ziua Culturii. Dar pentru că nu mai aveam bani, am renunțat la reflector. Și am rămas cu cel de-al doilea proiect, expoziția fotodocumentară. Am intrat pe internet, am găsit obiectivele și primul pe care l-am găsit era la Târgu Ocna. L-am scris la liniuță ca orice elev disciplinat, am luat toate orașele importante la rând și am zis repede, o să facem așa. O expoziție fotodocumentară itinerantă. O ducem în fiecare oraș, o prezentăm și așa ne facem datoria. Simțeam că este o datorie. Vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, Gelu Panfir, a salutat inițiativa și prezentarea lucrărilor în atâtea orașe. N-am să fac eu o prezentare a marelui inginer Salini, pentru că o să las specialiștii să facă acest lucru. În schimb, am citit și eu, documentând un pic Wikipedia, că de fapt legătura lui Salini cu Valea Trotușului este mult mai puternică decât acest funicular pe care l-a menționat antevorbitoarea mea. Practic, întreaga cale ferată de la Jud până la Ghimeș a fost în mare parte opera acestui mare inginer. Și ca să fac și o paranteză, în ultimii ani clasa politică a hotărât că ultimul program de finanțare locală să se numească Angel Salini, program din care Târgu Ocna, bineînțeles că nu lipsește,
două proiecte majore, apă, canalizare și gaz și infrastructură rutieră. Proiecte la care, evident, Consiliul Județean Bacău este parte și va pune omul acolo la finalizarea acestor proiecte. Îl felicit pe Cristi Ciubotaru pentru că organizează acest tip de evenimente care cred eu că pentru generația care urmează au o însemnătate deosebită. Trebuie să prindă busola, să știe de unde venim, unde ne aflăm și încotro ne îndreptăm cu toții. Joi 30 noiembrie, un mare număr de credincioși din Onești au participat la slujba hramului bisericii din cartierul catolic al municipiului. Sfântul Apostol Andrei, cel dintâi chemat de Mântuitorul la apostolat, ocrotește și Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord. Acestea au fost știrile, vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 2 decembrie, cerul va fi noros, maxima zilei urcă până la valori de 16 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 6 grade Celsius. Duminică 3 decembrie, cerul va fi parțial noros, maxima zilei urcă până la valori de 8 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la minus 3 grade Celsius. Luni 4 decembrie, cerul va fi parțial noros, sunt posibile să apară ninsori în averse spre după amiază, maxima zilei ajunge până la valori de 3 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la minus 6 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.